vedeți, suntem către Sinuța. Domnilor, avem aici o chestie foarte interesantă care trebuie să vă spun. După cum bine știți foarte mulți, în 20 de ani s-a modificat foarte mult în țara noastră, nu numai în țara noastră, că și în lume, lucrurile. Așa era zona asta, pădure, cât vezi cu ochii, înainte. Dar acum, în marea majoritate acestei locații s-au construit căsă. S-a defrișat pădurile, s-au vândut terenurile și s-au construit locuințele. Domnilor, într-adevăr, pe motive și considerente, de ce mi-a prins o lumină acolo, cred că ușa nu-i să vină. Ia să vin. Asta cred că de spate, ca o zemiu ceva țiții. Acum! Am reușit. Într-adevăr, lumea s-o... cum să zic eu... s-o extins, s-o înmulțit populația. Deci, dacă acum, în 2018, deci după 20 de ani, deci din 2000, ăsta vrea să-mi facă manevră, linie continuă, ce faci sugăcel, ori te duci, ori nu te duci. Nelson vă spune că peste 20 de ani, adică în 2000, până în 2040, tot ce vedeți, că e la noi în Cluj, că e la voi în orașele voastre, blocuri se vor dărâma și se vor construi turnuri de câte 30, 40, 50 de metri, ce 30, 40, 50, 30, 40, 50 de etaje, poate și 100 de etaje. De ce? Pentru că nu o să mai fie loc pentru populație în construcții. Și atunci vor cădea la pace și la blocul cu 10 etaje, dau exemplu, va despăgubi locatarii ca să îl dărâme, le va da care vor să rămână în aceeași locație. Că nu degeaba plătim noi impozii pe terenul de sub locurile noastre. Le va da loc de cazare până în momentul când se va ridica blocul și se va pune în aplicare a locuitorilor, personalităților care urmează celor vechi și care urmează să se... Bă, alo, Nelson, vedeți că vă ziceți că zbolând? Dar nu zbolând. Înțelegeți? Și atunci, cei, dau exemplu, 80 de locatari care au fost proprietari, își vor primi locuința înapoi, iar încă 500, 600, 700, poate chiar 1000 de locatari vor beneficia de acea locuință care va fi pusă spre vânzare.
Băi, să nu uitați ce v-a spus. Înțelegeți? Pentru că dealuri, după cum vedeți, sunt destule. Dar, ia uite, să nu cește. Se extinde, să nu cește. Ia uite. Înțelegeți voi? Se extinde și se muncește. Drumul se lărgește. Bă, unde intră la bățiții? Ai vrut să mă dărâm? Eu am verde, bă, mi-e carul. Înțelegeți voi cum stă treaba? Deci așa se va ajunge în 2040. Să nu uitați că în 2045 am spus una și bună. Previziunea mea pe care am avut-o. O groază de oameni. Nu, nu, aia a fost altă previziune. Am văzut turnuri, blocuri necirculat, ca și după o nucleară, înțelegeți? Nimic pe străzi, tătătăt. Uitați-vă, previziunea lui Nelson, 2045. Deci foarte, foarte, foarte tare. Eu v-am spus că sunt o personalitate trimisă expre pentru a spune anumite chestii. Acum să vedem ce va fi în 2045. Că până în 2045, ia uite câte mașini urcă sus. Ia uitați câte mașini. Numai Taureguri și firma Volkswagen. Firma Volkswagen, ia uitați. Numai noutăți pe bandă rulantă. Bagă mare. Bagă mare. Cum credeți voi? Bagă mare. Deci, domnilor, interesant, e foarte interesant. Am impresia că și, pentru că la atâția oameni, canalizările nu o să facă față. Și atunci, direct din sursa blocului, reconfigurarea traseului, întoarceți unde aveți... Nu știu cum să-l opresc. Nu știu cum să-l opresc. Deci din sursa blocurilor, depășește mă, ții. Depășește-mă, că Nelson are treabă. De viteză. Reconfigurarea traseului. Cum acum, la anumite căzi, taci, rădă, mi-ai bota că te închid. Trebuie să te închid. Cum acum, la anumite căzi, au în spate vitanjă din aia unde se adună rahatul, caca, alea. Așa o să fie în 2040 și la blocuri. Și acel caca o să-l folosească, da, eu mă gândesc, chiar și resturile menajere o să fie cu sistem de identificare. Înțelegi? O să se facă, evoluăm. Mașinile vor circula în aer, cum circulă acum pe străzi. Evoluăm? Deci, ca să fim înțeleși, se va strânge acolo și, bineînțeles, îl propune pentru, cum făcea mai demult ăștia din pufoici, arunca în WC-ul și făcea nu știu fermentează și, în fine, sunt multe. Și acolo o să facă ceva gază, ceva electricitate, ceva... Înțelegeți? Sunt niște chestii care pe mine nu m-au înzestrat. Exact ca și la Nostradamus, ca și la Galileo Galilei, ca și la ăsta care e... Eu am făcut tabloul la cina cea de taină a lui Isus, Ronaldo da Vinci, ăla, cum îl cheamă, Leonardo da Vinci, înțelegeți? Îți dă niște vorbe care tu trebuie să le deslușești. Așa e și cu mine. Nu-mi dă înțelepciunea de a da mură în gură, înțelegeți? Mi le dă așa ca să... Bine că le puteți desluși pentru că suntem avansați. Deci, domnilor, cam așa văd eu
situația în previziunile mele. Și azi noapte am avut un vis foarte, foarte ciudat, care trebuie să stau încă, nu mult, o zi, două, ca să-mi amintesc, pentru că nu pot să vorbesc de visul ăla înțelept. E un vis care eu trebuie să-l destrăgui, nici s-o arătat mie visul. Să-l destrăgui pentru ca populația să înțeleagă aceste chestii. Vorbește asta la telefon. Să înțeleagă nedeslușirea. Înțelegeți? Nedeslușirea. Eu îi punem o băgat. Nu mai viu pe aici înapoi. Să înțeleagă nedeslușirea care oamenii de... Nu de 2000 de ani. De 2000 de ani nu o înțelege. Și eu trebuie să stau, că nu pot numai să mă apuc și să vorbesc, înțelegi, de ceva care mi s-a pus pe tavă și să vă dau vouă indicațiile. Voi trebuie să mă ascultați și să mă credeți. Da. Domnilor, ia uitați, verdeață cât aveți cu ochi, deal, câmpie, șes. Pole de munte avem pe partea alaltă, lacuri. Deci suntem o țară foarte, foarte înzestrată. Foarte, foarte înzestrată. Nu știu de ce s-au făcut oamenii ăștia căsile. Înțelegeți în halul ăsta. Deci de ce vă spun eu blocurile? Cu... Că vor dărâma blocurile astea cu 10 nivele, cu 4 nivele și vor construi cu 20, 30, 40 până și turnurile care sunt acum azi nimic. Turnurile care sunt acum azi nimic. De ce? Voi ziceți că eu sunt prost. Eu vă spun sincer, fără prea multă înțeles și cu multă conștiinciozitate. Pentru că ăstea le-am avut în vis. Și ca să mă credeți, trebuie nu să mergem, să nu mergem mai departe decât până unde. Domnilor, până unde? Până acum... ...40 de ani. Când căsile vechi, căsile părintești, căsile străbunicești au fost dărâmate și construite altele care se acuma. Ori s-au construit în fața casei bătrânești, ori s-au construit în spatele casei bătrânești, și atunci casa bătrânească a făcut un fel de bucătărie de vară, iar dacă a fost în paragină totală, o demolat. Înțelegeți? Astea s-au întâmplat acum 40-50 de ani. Iar acum, în anii noștri, lumea, ca să vedeți cum evoluăm, lumea bogotană, cu bani mulți, își fac un fel de căs de vacanță, model căs le bătrânești. Doar că, bineînțeles, interiorile, apă, canal, curent, astea sunt din secolul 21. Înțelegeți? Adică, ia uitați, avem și noi o mică centură, o mică autobană. Deci, domnilor, credeți-mă că Nelson e foarte, foarte inteligent. Nu mai aprind o țigară, pentru că
aveți scăpat. E foarte, foarte inteligentă. Ajungem pe niște sate. Aici a fost Ciurila, să vă dispă. Am uitat, ca să vă pun un temă. Dar, vă arată aici pe tablă, Ciurila, să vă dispă. Iar noi o luăm la Petreștii de jos. Unde, uite, de vânzare, terenul, cabane, hale, unde Sesu locuiește sau locuit. Acum Sesu-i pe Germania. Una era la, a văzut-o, la produs pe câmp. Șutul. Nu mergem la șutul, că e greu. Mă pot duce mai tare să nu îmi sară camera, nu știu la ce viteză e programată ăla să prindă pe mașină, cam camera pe exterior. Băi, oamenii, bă, de-aia vă spun, va veni vremea când nu vei mai putea face bani așa cum îl făceai acum, așa cum îl făceai când era vremea lui Florica Roșioru, acordeonistul, alu Hanțu, lumea era numai ioi gropi, o petrecere. Lumea era numai o petrecere, măi. Ia uitați, vedeți? Încă aici, puțin. Astea sunt căs construite după 80. Ciurila. Satul cu pricina. Aici, în Ciurila, când am fost până în clasa a 8-a, am avut o colegă de clasă foarte faină, dar nu mai mi-o amintesc cum o cheamă. Să nu credeți că ăsta-i satul Ciurila, numai ce vieță aici, trebuie să intri pe niște chestii, străzi, uliță, ulița Maia, înțelegeți? Nu am eu timp să intru pe ulița Maia, că mă ia. Domnilor, frumusețe, frumusețe, e frumos la țară, ai o vacă, două capre, acolo niște găini, înțelegeți, porci, nu, că prea multă, de asta e cu ei. Ia uite, copii la stradă. Ouă, carne, lapte, prânz. Ce se întâmplă aici cu capa lui Dumnezeu? Mă bag în băză. Se construiește. Se construiește. Codul de piatră s-a dărâmat, a venit apa și l-a luat. Vom face altul pe un jos, altul mai trainic și mai frumos. Alo! Deci, acele jocuri copilărești care noi în copilărie ne jucam, să adeveresc, noi le cântam și ne jucam, țară, țară, vrem ostaș. Vine vremea când e cu șapca din casă. Deci noi atunci ne jucam, țară, țară, vrem ostaș.
cântam podul din piatră, s-a dărâmat, uite că se dărâmă podurile în Ciocnită, la Portolești. Înțelegeți? Eu când strâng cucuricu boier mari, dați punguța cu doi bani, alo, înțelegeți? Eu bag cucuricu boier mari cu tuvă în gură țigani, dar vine vremea, deja s-a pornit, când impozitile vor crește mai tare și te vor sili să plătești și aerul pe care îl respiri. Vine și îți ia din casă cu tătul, după aceea îți ia casa și după aceea îți ia ochii. Clipul ăsta va fi și va dăinui ca urmașii urmașilor noștri să spună, de ce nu s-o lua măsuri când Nelson Mondialul a spus aceste cuvinte? Nu s-o lua măsuri pentru că oamenii îți fui ca așa. Zice, da, vezi de treabă că nu se poate așa ceva. Ba uite că se poate. Înțelegeți? Câmpuri, aici, colo, câte un laster, câte un laster de floarea soarelui sau de porumb. În rest, cât vezi cu ochii, cucută. Cucută, multă cucută. Să nu ptice camera, îți... Mai are mașina, mă. Mai are. Mă, voi ziceți, Nelson? Hai acolo, dar mă, oameni, mă, asta costă combustibil, nu mă pot duce. Uite, îți de acord, Nelson, vină și filmează în satul nostru. Unde e satul tău? La, dau exemplu, la Bărganești. Calculează, punem așa, 10 litri la sută, nu consumă, asta are, uite, 7,2. Dar tu pune 10%, câți kilometri îți dus întors? 400 de kilometri, 4 milioane. Și mai punem la Nelson încă 1 milion. De ce? Pachetul de țigări, Red Bull-ul, mulți mi-au scris nu bea Red Bull, că în alte țări interzis. Păi, oameni, hai să vă spun ceva. Și să mă credeți. Interzice doar la lucrurile bune. Mă ascultați ce vă spun eu. La lucrurile bune interzice. Ei scrie interzis, dar le vinde. Dar nu face la alte lucruri care care într-adevăr te omoră. La alea sunt speculații. Înțelegi? Lucrurile și mai bune care le interzice dacă tu le consumi, le bagă și la pușcărie. Înțelegeți? Le folosesc ei. Sigur că. Uitați aici. Încetinim, pentru că vin ăștia cu foarte multă prăfuială, s-o uită la camera, salut, oamenii mă recunoști. De-aia nu vând nici mașina. Vă dați seama că eu de vând mașina și îmi iau alta, bine că la mine nu-i problemă, că eu fac reclamă repede. Îmi pun mașina de 3 ori pe Facebook și mi-o recunoște oamenii, înțelegi? Treaba, ziceți voi, bă, mașina ta nici 3.000 nu valorează. Vedeți-vă, de ce-s manicură, bă? De ce-s dublu climatronic? GPS mare. Blam. În 2008 l-am cumpărat cu 11.000 de euro.
eram eu cu mașinile. Mie nu-mi plăcea să investesc bani în mașini. Dar totuși am zis, hai mă, să-l iau. Deci bani în mașina asta eu n-am, bă, dar atâta tot, bumș, telescopic care filtre ulei, care eu le petrești, care eu le, ia uite berzele, eu, ăștia zice, la 20.000 de kilometri schimbi uleiul, filtrul de motorină, filtrul de aer, tă, ce-i filtre, înțelegi? Eu vă mânca avaș. Eu la 15.000 le schimb de kilometri. Deci, dacă am putea și în corp să cumpărăm, să fie de vânzare organele pentru a le schimba, am fi foarte, foarte, foarte longevivi. Foarte, foarte longevivi am fi. Am vrut să opresc să iau un suc, dar nu opresc. Înțelegeți? Nu se poate. Acolo intri în sat. Nu intri în sat că nu e asfaltat. De legi. Acolo cred că este un scriitor de la noi. Eu sunt tot unul acolo. Este un scriitor de la noi care ori s-a născut la de legi, ori a făcut o carte. A scris o carte despre ceva întâmplare la Dele. Nu știu. Nu tie tata. Sunt foarte cultivat. Sunt foarte, foarte cultivat. Îmi omoră dințișorul. Clima îmi omoră dințișorul. Ia să dăm mai încet. Doamnele, cu cucuruzul. Ia uite câte berze sunt acolo. 2, 4. A venit berze și mi-a luat camera. În față avem mănăstirea Schimbarea la față, Borzești, Petrești. Dacă mă duc în partea aia, oare unde a? Cheile Tursi. Acolo am fost. O iau pe aici. Astea sunt clipurile mele care îmi plac foarte mult. Capito? Filmează. Am văzut că nu mai filmează.
dacă vă plac clipurile mele genul ăsta, spuneți-mi, că eu vă mai fac. Eu vă arăt o parte din țara noastră cât e posibil. Cât e posibil. Mă gândești că-i să mor eu dacă nu te zboră, mă, mașina asta. Zboră, mă! Cum o calc? Vezi, ar trebui să avem ieșiri, uite, la șosea, la centură. Dacă mă duc în partea aceea, oare, dacă mă duc tot înainte, cred că-i drum închis. Cred că-i drum închis și eu mă duc. Ha? E preasfaltat. Nu am putut să fac vreo 40-50 de kilometri să-mi plâng în pom după aia. E preasfaltat drumul să fie închis. Fiți atenți. Mangură. Mangură. Opa. Opa, ce ești mâncața? V-am zis că e drum închis. E mangură aici. Da? Holchim. E mă holchimul, mă. Vă mâncați-o și unde mă duc? Holchimul mâncava și Dumnezeu. Eu nu știu cu ce se ocupă ăsta. Mă nu vă numam rabe. Tiruri, uite și tir. Mamă, ce tare să mor eu. Ce tare să vede. Ii, ce-i aici? Ce-i casa asta aici? Bă, păi și n-am fost în viața vieții mele. N-am fost pe aici. Ia uitați, numai piatră-i de desumă. Intru pe banda asta la altă, că am vrut să văd ce-i acum. Numai piatră-i de desumă. Cred că ajung la turda pe aici. Să cânt satul de grăcină mândră. Vine o mașină imediat. Anyway, încă-i taxi. Încă-i taxi. Bă, dar ce prost, bă, n-am oprit acolo să-mi iau un suc. Cață, Dumnezeu, și mor de sete. Mor de sete. Avem centură. Centură de agrement. Dar nu mă mai scotine pe drumul ăsta. A? Interesant. Drum foarte interesant. Ajung la un sens girator.
Aia e una să mă întorc înapoi. Săndulești, Cațăr Petrești și dincolo. Dar pe tabla aia nu arată nimic. Dar unde mă duc? Cheile tulsă. Săndulești. Mă scoate înapoi la Săndulești. M-a nenorocit. Mă scoate înapoi la Săndulești. Ia uitați. Da, dacă mi-o trebuie sate, am venit pe sate. Săndulești. Săndulești, bine ați venit. Omul cu calul ia calea, încarcă fânul. Aoleu, țiții. Aici de rămân fără motorină. Bă, dar fain, aici arimă. Uita serpentină mâncava, știu Dumnezeu. Capă piatra Craiului. Numai să cobori. În zigzag. Mi-a trebuit sate, îți pe sate. Să zândulești. Mai mi-a prins o țigară. Dar unde mă scoate amul să îndulești? Trebuie să pun ăsta, receptorul, interfonul, GPS-ul. Tu l-ai, domnie, că așa cu aici, n-am mai putut de dus. Un să îndulești. Mă uitați. Ne duce Nelson. Am ajuns în mijlocul satului. Dar unde mă duc eu? Ha? Dar unde mă duc aici? Unde mă duc pe aici, bă, oameni, mă? Extraordinar. Ăsta-i drumul înfundat. Sigur. Sigur. Drumul înfundat. Ba, de unde duce drumul ăsta? A? La Turda! E? Pe su autostradă, pe su pot, pe acolo? Bun! Bun! Mersi! Aici. Bravo, Nelson. Casa Iucu. Întoarcem înapoi. Buf! Îți dai seama.
oprim. N-am ocolit mult. N-am ocolit mult. Un pic am ocolit. Nu lasă că e bine. E tata. Am prins-o bine, am prins-o. Adică la Turda suntem aici, în casă. Numai că sunt eu, în spate pe la Turda. Eu m-am umplit până Turda, până oraș. Și ăștia care au căsă aici sus, au panoramă faină. Să mă mâncau așa. E tata de numă. Aici o să fac dreapta. Oare să fac dreapta? A? O să mă duc pe trăinte. Că pățumailile astea... Pățumailile astea... Nici n-ai cum să... Uitați cum m-a prins pe ăla, direct pe front. Direct pe front. Cred că mă duc mai bine înainte. Mă duc că vreau să fac dreapta, dar prea mult stau la combinație. Că nu mă mai lasă ăștia. Nu pune ăștia un semafor aici. A? După jeep-ul ăla eu. Cam distanță. Aia-i tati. Klaus Iohannis. Târgu Mureș, Brașov. Aș lua-o către Târgu Mureș. Aș lua-o. Dar... Miau, miau, miau. E miau, miau, miau. Eu vedeat intru pe una să văd unde mă scoate. Să văd unde mă scoate. Uite, am ocazie aici. Îți... Asta mă depășește. Du-te-mă. Du-te-mă ce-i fac. Deci nu ești atent, ăștia intră în tine. Dar face scurt circuit. Doamna de la poliție. O trecut și m-a atenționat. Doamna de la poliție. Poliția.
citare în regulă. Miloi, citare în regulă. Nelson, nu ți-ai pus centura de siguranță. Nelson, nu ți-ai pus centura de siguranță. Voi, cu comentarii la voastre. Băieți, dar ce faci, bă, m-am băgat pe banda asta? Voi, trei amori de numai. Și eu stau aici ca prostul. Alo, domnilor, nu aveți un aneu să vă puneți pe capul meu? Domnilor, nu aveți un aneu să-l puneți pe capul meu? De la noi din zonă. Ciorbu, Alex, Sony, cântau ăștia, alte țuri de șpeleacu, s-au îmbătat bossii săracu. Eu n-am văzut niciodată. Nu te țin singur. Uite că te stai după ei, nu spui jucuri. Eu n-am văzut niciodată așa. Mașinile! Ne băgăm în cară banda asta, ne încadrăm aici, că ăștia mă băl dincolo și noi o ardem. Elegant! Nimic, n-am găsit cu nimeni să fac o conversație. N-am găsit o conversație cu cine să fac. Caracteristic. Thank you.
vine ploile, avola! Pico, audi, un meteo. Le vostre funebre.